Slăvit să fie Domnul! Ce cântare și ce rugăciune! Ce rugăciune! Cred că nu este persoana aici care se închină înaintea lui Dumnezeu, care îl caută și care îl iubește pe Dumnezeu, care să nu cânte, să nu zică, din adâncul inimii lui, lipește în Doamne, sufletul de tine. Dar marea întrebare care se pune după ce am cântat și ne-am rugat așa, este cum se poate face asta. Cum? Este doar o artă, și eu cred că este o artă, de o complexitate și de o frumusețe, așa cum este complexă și frumoasă viața umană, dar este și un mecanism. Lipirea sufletului nostru de Dumnezeu, apropierea noastră de Dumnezeu, e un mecanism pe care Scriptura ne-a lăsat foarte clar descris. Iar în această seară vă cer îngăduința să vorbim despre acest mecanism. De fiecare dată când ne gândim la lipirea Sufletului nostru de Dumnezeu, teologic vorbind sau biblic vorbind, să nu folosim cuvinte mari, biblic vorbind, trebuie să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu există lipire a Sufletului de Dumnezeu care să nu aibă de a face cu El cuvântul revelat. Lipirea Sufletului nostru de Dumnezeu. Se așează, se transformă, are loc în momentul în care noi ne apropiem de Cuvântul lui. Și în această seară vă chem să citim o pildă care răspunde tocmai la această întrebare. Cum primesc oamenii Cuvântului Dumnezeu? Ne cum îl mai primim? Acum, când eu am început să predic, e mult spus am început încă, n-am început, când am început să predic, care a fost reacția pe care inima dumneavoastră a avut-o? Au fost unii care s-au pus pe autopilot, urmează predica, sper să rezist până la final, să nu mă treacă un gând să plec. Au fost alții care au zis, o, oh, își timp pe Cipri, o, oh, știu dacă mai are multe de spus nouă. Au fost alții care au zis, mm, sper ca Domnul să-mi vorbească în seara asta, sper ca Domnul să deschidă cuvântul pentru mine în seara asta. Cum ne raportăm noi la cuvântul lui Dumnezeu? Cum îl întâmpinăm? Care sunt reacțiile pe care le avem atunci când semănătorul iese și seamănă sămânță? Haideți să citim din Sfânta Carte o pildă pe care o spune Domnul Hristos, o pildă pe care o găsim în Evanghelia după Matei, capitolul 13, începând cu versetul 1. Și pentru a da cinste cuvântului Dumnezeu, ca un act de închinare, vă chem să rămâneți ridicați, să stați ridicați. În aceeași zi, Isus a ieșit din casă și ședea lângă mare. O mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie și să stea într-o corabie, iar tot norodul stătea pe țărm. El a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis, Iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum, și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult, a răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini, spinii au crescut și au unecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod. În grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit? Să audă. s-au apropiat de el și au zis, de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns, pentru că vă a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerilor, iar lor nu le-a fost dat. și celui ce are se va da și va avea de prisos, iar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei măcar că văd, nu văd, și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia care zice veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. Că inima acestui popor s-a împietrit, a ajuns tari de urechi și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Adevărat vă spun că mulți proroci și oameni neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut și să audă lucrurile pe care le auziți voi și nu le-au auzit. Ascultați, dar, ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu îl înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum, Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește în dată cu bucurie. Dar nu are rădăcină în el. Și ține până la o vreme. Și încă vine un necaz sau o prigănire din pricina cuvântului, se leapă de îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogăților înneacă acest cuvânt și ajunge neoroditor iar s-a căzut în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod, greunte de 100, altul 60, altul 30. Amin. Vă mulțumesc că vă invit să ocupați locurile. Imediat ce se iese din Capernaum, există un golf, un golf în care are loc această pildă pildă care face parte din unul dintre cele cinci discursuri magistrale pe care Domnul Hristos le ține. Pilda se încadrează în discursul pildelor. Golful va primi, tocmai pentru celebritatea acestei pilde, va primi și titlul de Golful Pildelor. Golful acesta este un golf care e construit așa ca un soi de anfiteatru natural. Tocmai de aceea Domnul Hristos, când mulțimile au început să-l se urcă într-o corabie și depărtează puțin corabia și cu ajutorul valurilor și a construcției golfului aceluia, Domnul are un discurs, are o predică pe care o pot auzi toți oamenii care au venit să-l caute. Imaginați-vă pentru un moment că sunteți în mulțimea aceea de oameni, că începeți să auziți cuvântul privitor la împărăție. O mulțime foarte pestriță, de altfel. Sunt acolo oameni care au venit din pură curiozitate. Sunt oameni care au venit doar ca să-L înțepe pe Domnul Hristos, ca să-I urmărească cuvintele, discursul, ca să-L prindă cu greșeala, ca să aibă ce să-I reproșeze mai târziu. Sunt acolo oameni care îl caută pentru că au auzit despre el că face minuni, au auzit că el vindecă, că el poate elibera, sunt oameni care îl caută tocmai pentru discursul lui, pentru că el vorbește într-un mod în care nu vorbea nimeni din mai marilor. Vorbea ca unul care avea putere. O mulțime pestriță, cu tot soiul de așteptări, cu tot soiul de porniri ale inimii, o mulțime pestriță. Sunteți acolo în mulțimea aceea. Cu siguranță că și dumneavoastră vă veți întreba, așa cum se întreabă fiecare predicator, cum se întreabă fiecare misionar cum se întreabă fiecare om care propovăduiește cuvântul, fie că o face de la amvonul unei biserici sau o face de la amvonul locului lui de muncă, că o face din locul în care l-a așezat Dumnezeu. Și întrebarea este simplă, cum primesc oamenii cuvântul? Îl mai primesc? Noi cum primim cuvântul? Ce reacții pot avea oamenii la propovăduirea Evangheliei? Dar noi ce reacții mai avem? Iar de tocmai aceste întrebări să se ocupă Domnul Hristos, iar răspunsurile pe care Domnul le dă sunt chirurgicale, sunt de o finețe, de o delicatețe și mai ales de o exactitate aparte. Sămânța este aceeași, semănătorul este același, pământul însă este diferit. Și când punem întrebarea cum primesc cu oamenii cuvântul, nu trebuie să ne întrebăm cum este sămânța, nu trebuie să ne întrebăm dacă vrea sau nu semănătorul. Și întrebarea este, cum este Pământul? Pentru că oamenii primesc diferit Evanghelia. Diferit. Nu toți la fel. În funcție de răspunsurile lor, Domnul detaliază aici patru tipuri, patru modalități, patru feluri de persoane care răspund la Cuvântul lui Dumnezeu, fiecare cu caracteristicile sale, cu modul său de raportare la Scriptură, cu riscurile și mai ales cu rezultatele sale. Înainte să le descoperim, permiteți-mi să fac o scurt survol acestui text, ca apoi să intrăm și să discutăm fiecare persoană în parte. Da? Ne așteaptă un drum lung. Dar îl privim cu nădejde și mai ales vă rog cu rugăciunea ca Domnul să ne vorbească fiecare Amin. dintre noi și toată biserica zice Amin. 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 Un scurt survol. Unu. E atât de frumos mie îmi place atât de tare și inima mea tresaltă de bucurie la modul în care începe Domnul pilda aceasta. Domnul începe pilda spunând așa: Iată, semănătorul a ieșit să semene. Iar acest semănător care iese să semene, pe mine mă umple de bucurie. Veți înțelege mai bine bucuria mea când vom defalca care sunt personajele pildei. Cine este semănătorul? Domnul Isus Hristos și prin extensie Dumnezeu cine este sămânța? Cuvântul lui Dumnezeu. Și care sunt, cine sunt cei care formează solurile? Noi toți, oamenii. Atunci când zic semănătorul, când Domnul zice, iată, semănătorul a ieșit să semene, îngăduiți-mi să parafrazez textul acesta cu ceea ce înțeleg eu și îmi dă mie bucurie. Iată, lui Dumnezeu îi pasă de mine. Iată, Dumnezeu mă primește, mă privește. Iată, Dumnezeu este interesat de solul meu. Nu vrea să lase un teren viran, nu vrea să lase un teren fără valoare, nu vrea să lase un teren care nu folosește la nimic. Iată, Dumnezeu este interesat de mine. Și pentru că este interesat de mine, Dumnezeu seamănă, a ieșit să semene. Nu, nu, stă nepăsător, nu stă departe, nu s-a retras în universul lui, nu este undeva, un demiurg rece, distant, ci Dumnezeu este aici, aproape, a plecat, implicat, preamărit să fie numele lui. De fiecare dată când cineva se ridică și predică cuvântul, inima mea ar putea să zică, iată, semănătorul a ieșit să semene. Iată, semănătorul îi pasă. Iată, semănătorul este interesat. Iată, semănătorul este aplecat înspre solul său. Se îngrijește de noi așa cum numai Dumnezeu știe și poate să se îngrijească de noi. Asta este primul adevăr al pildei, peste care trecem adeseori atât de ușor. Dumnezeu îngrijește de noi. Lui Dumnezeu îi pasă de sufletul nostru. Dumnezeu vrea să crești, vrea să te dezvolți, vrea să înflorești. Și tocmai de aceea, iată, semănătorul a ieșit să semene. Vă întreb anul ăsta cam de cât timp a semănat? De câte ori a ieșit să semene? Zeci? Sute? Dacă punem în calcul și toate clipurile video, pe care l-am urmărit pe YouTube toate predicile, mii de ori. Semănătorul a ieșit să semene. Prea bărit să fie numele lui. Seamănă și o face cu un scop. Nu face risipă de sămânță, deși aparent faptul că aruncă sămânța pe un teren unde șansele ca ea să înflorească, să crească, să aducă rod sunt foarte mici, arată că este interesat de fiecare porțiune din terenul său. Arată că îi pasă de fiecare loc din terenul său. Chiar dacă este bătătorit, chiar dacă pare că nu are nicio șansă de a aduce ceva, chiar dacă este stâncos, chiar dacă este acoperit de spinte, rădăcini, semănătorul seamănă. Și o face cu un scop. Scopul este acela de a produce rodul, de a aduce rod. Îl vedem la finalul pildei, îl vedem în toate celelalte pilde legate de agricultură. Scopul este rodul, stăpânul, nu renunță la rod. Rodul, îngăduiți-mi să zic, tare și răspicat. Rodul este cel ce dă farmec terenului. Rodul este cel care aduce semnificație câmpului. Rodul dă frumusețe și rodul dă bogăție. Rodul, tot ceea ce face Dumnezeu, face cu această țintă de a aduce rod. Ca viața mea să fie rotnică. Nu fericită, nu așezată, nu comodă, ci rotnică. Și am mai spus-o la dumneavoastră și o spun și probabil că voi spune câtă viață voi trăi. Singurul loc în care sufletul uman se simte cu adevărat împlinit, acasă, este în rodnicia lui Dumnezeu. Acolo suntem, cum spun oamenii, fericiți pentru că suntem roditori pentru împărăție. Și ca să fim roditori, sămănătorul a ieșit să semene. Ne oprim o secundă și zicem din toată inima, slăvit să fie Dumnezeu. Ce ar fi fost ființa noastră fără El? Fără semănatul Lui. Unde am fi fost noi dacă cuvântul lui Dumnezeu n-ar fi fost semănat la vreme și la nevreme în inima noastră, în mintea noastră? Slăvit să fie El pentru că a ieșit să semene. Asta e primul adevăr superb al textului. Al doilea adevăr, sămânța este aceeași. Acest semănător nu are diversi saci de sămânță. Un sac pentru un teren bun, un sac pentru un teren stâncos, un sac pentru drum. El are aceeași tip de sămânță. Sămânța este aceeași, și mai mult decât atât, sămânța este bună. Este bună. E atât de bună sămânța încât, în momentul în care a căzut, remarcați, în pildă, în momentul în care cade pe un pământ stâncos, produce îndată floare, îndată încolțește. E atât de puternică sămânța încât ea rezistă chiar și în cele mai vitrege condiții sămânța este bună. Bună. Și care este sămânța? Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este bun pentru sufletul nostru. Am întâlnit situații, mai ales în conciliere se întâlnesc adesea, situații în care oamenii îți spun de problemele lor, îți spun de necazurile de care se luptă, uneori de dependențele cu care se luptă, de lanțurile cu care sunt prinși. Și te uiți în ochii lor și le spui, știi ce ai de făcut? Ce, ce? Sunt imediat interesați, au sentimentul că vei scoate de undeva din buzunar o soluție magică pentru ei. Și le spui simplu, trebuie să citim împreună Scriptura. Cum? Da. Trebuie să te înscrii, dacă vrei mă scriu împreună cu tine, la un program prin care citim zilnic Biblia. Începem cu Evangheliile. Două, trei capitole pe zi, eventual și un comentariu. Când zic de comentariu, deja ochii cât cepele. Un devoțional zilnic. Trebuie să citim și să înțelegem Scriptura. Trebuie să o citim cu aplecare, cu acribie, trebuie să o citim că ne place, că nu ne place, ca pe un medicament pe care îl iei când ești foarte bolnav și este amar capelinu și totuși îl iei. Așa trebuie să citești scriptura, indiferent de cum te simți. Să citești, să te rogi asupra ei. Există cu adevărat un adevărat ritual al citirii Scripturii. Te rogi, citești, te rogi din nou. Trebuie să citim scriptura. Aproape invariabil, când le spun lucrul ăsta, mă uit în ochii lor și citesc dezamăgirea da Cipri, nu ai altă soluție pentru noi? Nu, cumva ne atingi pe crește, nu știu, ceva. Nu, nu am altă soluție. Soluția este cuvântul lui Dumnezeu. Ca în viața ta să răsară alt tip de rod, ca în viața ta să apară alte flori, nu flori ale mâniei, cum zicea Baudelaire, trebuie să pui altă sămânță. Și sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să citești, să te apropii de scriptură și să dai scripturii locul important pe care întotdeauna ea l-a avut. Pentru că eu cred, cu toată ființa mea, dacă vrem un alt tip de viață, nu ne place cel în care suntem, dacă nu ne place direcția în care ne îndreptăm, nu există soluții magice. Există doar aplecarea asupra scripturii să citim, să credem și să trăim Scriptura. Și Domnul să ne ajute. Niciodată, aș vrea să vă spun iarăși clar și răspicat, niciodată, dacă viața noastră a cunoscut o altă turnură, dacă în viața am făcut alegeri greșite, dacă la un moment dat trăim consecințele acelor alegeri, niciodată n-a fost de vină Scriptura. Nu poți să zici niciodată, domnule, eu am citit, dar la mine nu a funcționat. La mine nu a funcționat. Eu am citit-o, m-am pierdut pe acolo prin Levitic, în un Nou am ajuns foarte târziu, odată la 3-4 ani, după aia m-am mai pierdut prin Iov, n-am înțeles nimic, n-am am priceput. Nu o să poți spune niciodată că Scriptura este de vină, pentru că sămânța este bună. Sămânța este bună. Trebuie să o citești, să o crezi și să o trăiești. Să o citești, să o crezi și să o trăiești. La un moment dat o citești, o înțelegi, o crezi și o trăiești. Dar trebuie să o citești. Scriptura, sămânța, este bună. Este bună indiferent de generație. Bătrânii au nevoie de scriptură la fel de mult cum au tinerii nevoie de scriptură. Iar tinerii, chiar dacă trăiesc epoca asta, în care toate lucrurile au luat-o uh, cu viteză imensă înainte. Știința, dezvoltarea pentru sufletul uman a rămas același medicament valabil. Și el este cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să citești scriptura. Cuvântul, sămânța este bună. Este bună. Unu, semănătorul ia să semene. Doi, cuvântul este sămânța este bună. Și trei, solul poate fi problematic. Singura problemă în text, singurul care generează probleme, nu este stăpânul. Stăpânul își dorește ca solul lui să fie un sol ce aduce rod. nu este stăpânul. nu e nici sămânța. Sămânța este bună, fecundă, puternică. Singurul problematic în text, singura variabilă a textului este unul singur, solul el poate fi problematic. Deși a fost tratat cu aplecare, cu grijă, nimeni nu poate acuza pe Dumnezeu de lipsă de grijă pentru viața lui, viața lui semnând solul lui. Nimeni nu poate acuza pe Dumnezeu că n-a fost implicat activ în viața lui. Și nimeni nu poate acuza cuvântul, că el cuvântul n-a funcționat în dreptul lui. Totul este legat de sol și de reacțiile solului, de atenția, de profunzimea, de aplecarea, de disponibilitatea fiecărui om sol în pildă, de a crede, de a înțelege și de a aplica acest cuvânt. Iată diferența. Noi suntem diferența, atitudinile noastre, felul în care înțelegem Scriptura, felul în care ne deschidem pentru Scriptură. Să o spunem în termeni negativi. Ce ne ține captivi unei vieți neplăcute, neroditoare, Netransformate este atitudinea pe care o avem față de Cuvântul lui Dumnezeu. Sau să o spunem în termeni pozitivi, tot ce trebuie să fac este să-mi schimb atitudinea față de Cuvântul lui Dumnezeu. Să-l cred, să-l primesc, să-l las să mă modeleze și atunci întreaga mea viață se va schimba. Totul este legat de atitudinea pe care o am față de Cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că aici este cheia, Domnul Hristos începe să detalieze patru tipuri de atitudini pe care oamenii le au vis-a-vis -vis de Cuvântul lui Dumnezeu. Unu. Unu. Primul tip de sol. Eu l-am numit cel superficial. Îl găsim în versetul 4 cu interpretarea pe care Domnul dă în versetul 19. Versetul 4. Pe când semăna el, o parte din semința a căzut lângă drum. Și-au vânăt păsările și-au mâncat-o. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Vi s-a întâmplat vreodată să fiți foarte pasionați într-un anumit subiect și să stați de vorbă cu cineva despre subiectul acela și să încercați să explicați și sunteți ud de transpirație și vă căutați în minte permanent imagini, metafore, comparații prin care să-l faceți pe omul care este înaintea dumneavoastră să înțeleagă ce îi spuneți. Și după ce te-ai chinuit așa vreun sfert de oră, omul ăsta să te întrebe, oare mâine plouă? Te uiți la el, disperat de tot efortul pe care l-ai depus, și te întrebi, m-a ascultat vreun moment? A fost atent la ceva din ce am zis? Se prea poate că nu. Dar cert este că te-ai întâlnit cu ceea ce, în termenii noștri umani, numim superficialul. Un superficial. Un om poate dezinteresat sau chiar dacă ar fi fost dezinteresat, oricum superficial. Primul tip de sol la care Domnul face. Trimiterea. Este cel al superficialului. Remarcați frumusețea cuvântului Dumnezeu. Știa Domnul că solul este căzut lângă drum? Că solul e lângă drum? Știa. Putea să aibă mâna un pic mai reținută să nu cadă să sămânță mult acolo? Putea. Și totuși sămânța a căzut și pe solul acela. Indiferent de cum ești. Indiferent care este atitudinea pe care o ai. Domnul iese să semene și pentru solul tău. Ești în atenția lui Dumnezeu. Ești în grija lui. Este interesat, Domnul, ca și în viața ta să prindă rădăcini cuvântul său. Pentru că știe că în momentul în care în viața ta cuvântul va prinde rădăcini, cuvântul acela va produce schimbare, va aduce rod. Sămânța a căzut și pe pământul superficialului. Este interesantă metafora pe care o folosește Domnul aici pentru a-l descrie. Zice, lângă drum, lângă drum. Înțelegem din această metaforă și apoi din versetul 19 trei caracteristici ale omului acestuia. 1. Agitația. Drumul. Drumul este un perpetu loc al agitației. Mașini vin, mașini pleacă. Oameni vin, oameni pleacă. Dacă este să ne uităm în textul din original, drumul la care face referire, probabil că este o cărare foarte bătătorită pe care oamenii o folosesc. Dacă ați pune o cameră de filmat acolo, jos, pe drum, un, o cameră care să prindă doar agitația aceea, ați vedea un continuu goană a care vin și pleacă, se strânește praful, se bătătorește și mai tare drumul, drumul este legat de agitație. Omul care nu primește cuvântul, care nu primește sămânța, în viața căruia sămânța nu face niciun rod, nu prinde nicio rădăcină, este în primul rând un om agitat. Nu poate sta nicio clipă locului. Este cu mintea în o mie de părți. Și în momentul ăsta în care mă ascultă pe mine, într-un fel își face calcule pentru ziua de mâine, în altfel se gândește la marți, apoi se gândește la mașină că trebuie să-i schimbe uleiul, după aia se gândește că ar trebui să-i mai facă ceva la casă, se gândește și la prietenul lui care săptămâna trecută i-a zis o cuvânt rău, în același timp. Este într-o continuă agitație. N-are răgaz, n-are timp. N-are odihnă. Pentru a primi cuvântul, îți trebuie un pic de liniște. Îți trebuie un pic de așezare. Îți trebuie un pic de analiză, un pic de adâncime. Îți trebuie să ai o căutare, să pui niște întrebări și să cauți niște răspunsuri. Dar nu poți să faci asta când ești într-o continuă agitație. Noastră demarcați că lumea în care trăim, diavolul ne servește pe tavă această agitație, noi nu mai putem sta singuri. Omul modern se teme cumplit de tare de momentele lui de singurătate. Singurătatea ne o umplem cu zgomot. Dăm drumul la un clip video. Punem ceva să ruleze în fundal. Înainte, în fundal era tot timpul televizorul. Astăzi este YouTube-ul. Ai 5 minute răgaz, nu ți le oferi meditației, ci scrolezi mai departe. Trebuie să fii agitat, pentru că diavolul știe că agitația este dușmanul cuvântului. Nu-ți oferă timpul necesar pentru a te apleca, pentru a te așeza. Vă întreb, de ce sunteți în această seară la biserică? nu puteați rămâne acasă. Puteați urmări, cred că se transmite și dacă nu se transmite, puteți urmări programul online. De ce nu? Coceașcă de cafea sau de ceai? Să urmărim? Puteți alege ce mesaj doreați dumneavoastră. O mie de biserici transmit în seara asta. Mai mult de o mie. Aveați o paletă întreagă de oameni. Nu vă plăcea cântarea dintr-un loc, vă puteți duce în altă parte. De ce nu și de ce cred că e bine că ați venit și de ce cred că nu există un locuitor al bisericii. De ce? Pentru că ai nevoie de liniște și de dedicare pentru a înțelege cuvântul. Fără această dedicare nu există rădăcină. Am făcut bine, am făcut bine că ne-am ridicat din paturile noastre, ne-am pus hainele mai bune, ne-am suit în mașini am parcurs tot drumul până aici. Și aici ne-am așezat pe bancă și ascultăm, ne dedicăm. Ascultați-mă, vă rog. Ne dedicăm 40-50, dacă eu predic mai mult, 60 de minute ascultării cuvântului. Amen. Știți ce înseamnă asta, ce transmite asta? Vreau, vreau, sunt interesat, vreau să capete rădăcina. Numai așa putem primi rădăcină. Fără dedicarea aceasta, fără o aplecare, fără o renunțare la agitație, cuvântul nu va primi rădăcină. Recomand tuturor, dacă vrei să ieși din groapa în care te afli, citind cuvântul, lasă telefonul afară din cameră. Vei supraviețui fără el 30 de minute. Crede-mă, lumea nu se va prăbuși dacă nu răspunzi la telefon. Oferă timp, oferă deschidere, oferă frumusețea importanței cuvântului lui Dumnezeu. Și El ție îți va oferi în schimb o viață nouă. viață nouă. Omul superficial este în primul rând caracterizat de o agitație perpetuă. Nu se poate liniști, nu se poate odihni. Este cu mintea într-o mie de părți. Ba mai mult, Drumul mai este o metaforă, nu doar al agitației. Drumul este o metaforă și a insensibilității. Insensibilității. Agitația aduce în viața noastră insensibilitate. Drumul este călcat în picioare constant, este bătătorit, este plin de praf. Drumul este ca orice drum. Nu are frumusețea unui drum de munte. Nu are. Nu are cum. De ce? Pentru că a trecut prin drum pe, pe, pe transformarea asta care l-a lăsat la capăt insensibil. Omul superficial nu este doar agitat, ci omul superficial nu este insensibil. ei cânti de jale? Nu plânge, nu e interesat, le-a văzut el pe asta Îi cânti de bucurie? Nu se bucură, și pastele le-a văzut. Le știe el pe toate este de o insensibilitate vecină cu cinismul, cu necredința. Nu-l atinge nicio cântare, nu-l mișcă nicio predică, nu mai are în inimă nicio bucățică de sensibilitate. Este dur, le zice pe față, nu știu de unde am luat asta, că în Scriptură nu este, le zice pe față, dur, intrasingent, mai ales cu alții, dar mai ales insensibil. Și pentru că este insensibil, în viața lui, cuvântul nu prinde rădăcină. Trebuie să fii sensibil. Să nu consider că știi totul. Să nu te consideri deasupra cuvântului. Să ai inima deschisă. Să fii în această rugăciune continuă. Doamne, mă duc la biserică în seara asta. Te rog, vorbește inimii mele. Și să vii la biserică cu această dorință, cu această foame, cu această tânjire, ca inima să-ți fie lipită de Dumnezeu să-L cauți pe Dumnezeu. Când vii la biserică așa, nu insensibil. Când vii insensibil, îi judeci pe toți. Toți au ceva împotriva ta, toți fac ceva împotriva ta. Când vii însă sensibil, îl cauți pe Dumnezeu în aer. Nu știi când va veni Dumnezeu la tine, dar știi că o va face. Poate că va fi o cântare de laud, poate că va fi o rugăciune, poate că va fi în timpul predicii, dar Sufletul tău tângește după asta. Inima ta strigă, fără glas. Duhul din tine strigă la Dumnezeu. Te rog vină, te rog vizitează-mă, te rog nu mă lăsa fără prezența ta. Sufletul meu tângește de dor după tine. Dar ca să ai acest dor, ca să ai această așteptare, trebuie să ai sensibilitate. Să nu fii călcat în picioare de cinism călcat în picioare de răutate, călcat în picioare de mândrie. Tu le știi sau eu le știu pe toate. Solul care primește cuvântul, solul superficial, este în primul rând un sol insensibil, apoi un sol agitat. Și remarcați în interpretarea pe care o spune Domnul Hristos, este un, somn, un sol, chiar dacă pare dur, extrem de slab. Zice Superb e cuvântul lui Dumnezeu, Vestetul 19. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Imaginați-vă această scenă. În moment ce eu predic acum, o parte, puține din cuvintele mele sunt luate de Dumnezeu și așezate pe prispa inimii tale. Dacă solul tău este un sol insensibil, agitat. Duhul a așezat acolo cuvintele, dar în preajmă este și diavolul care vede că s-au așezat cuvintele și face un singur lucru. Vine și le ia. Vine și le fură. Nu ți rămâne nimic. Tu parcă ești dur, tu pari că ești puternic, că le știi, că le înțelegi. Dar de fapt, în inima ta, se petrece un furt continuu, un jaf continuu. Diavolul nu, nu lasă cuvântul lui Dumnezeu acolo. Și cuvântul nu prinde rădăcină. Este un sol slab. Omul superficial, deși poate părea puternic, este ca o cetate fără ziduri, fără apărare. Diavolul îl jefuiește de fiecare dată. Și după aia îl întrebi când pleacă de la biserică. Ai înțeles ceva? Ai rămas cu ceva? Despre ce s-a vorbit? Sau auzi remarcile lui? Eu nu înțeleg nimic. Păi s prea putea să nu înțelegi nimic pentru că e nimic ce a rămas. E nimic ce a rămas. Până ai ajuns la ușă, diavolul deja a furat tot ce s-a pus. Superficialul. 2. Cel încântat. Versetele 5 și 6 și interpretarea o de Domnul, versetele 20 și 21, versetul 5. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase unde n-avea pământ mult, a răsărit și remarcați vă rog cuvântul, e cheia solului acestuia, îndată, pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. Versetul 20, sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește din nou, remarcați, îndată cu bucurie. Dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme și cum vine un necaz sau o priconire din pricina cuvântului se le apădă. Remarcați repetiția din nou? Îndată de el. Eu l-am numit cel încântat sămânța căzută în locuri stâncoase. Acesta este un pas mai departe decât superficialul. La el sămânța încolțește, adică cuvântul lui Dumnezeu trece dincolo de granița urechilor, ajunge la inimă, la minte, iar reacția pe care o are omul este reacția pe care am avut-o noi toți în preajma cuvântului lui Dumnezeu. O absolută încântare. O absolută bucurie. Este reacția pe care o are un om foarte setos care primește un pahar de apă rece în mijlocul verii la 50 de grade, e excepțional, extraordinar. Și așa a fost cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră, așa l-am primit noi. Primește cuvântul și îl primește repede, fără prea multe ezitări, fără prea multe întrebări. Îl chem la biserică, vine, îl chem în față, se predă, vine, uneori și plânge. Găsește în cuvântul lui Dumnezeu ceea ce am găsit cu toții, o fântână de viață, de bucurie, de speranță. Găsește o dihnă, nădejde, Găsește împlinire. Îl primește cu bucuria celui însetat. Și atât. Și atât. Se oprește aici. Doar încolțește. De ce nu prinde rădăcină? De ce nu ajunge să producă rod? Pentru că cel încântat alege din text doar ce îi convine alege promisiunile și de la o parte responsabilitățile. Citește legile și le aude doar cu o jumătate de ureche. Lui plac doar textele acelea încurajatoare. Frate, eu vin la biserică, dar să nu, să nu care cumva să se atingă de problema mea, să-mi pună degetul pe rană, să... nu, 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 nu. Remarcați ce zice textul, când a fost omul acesta gata să plece, când a plecat, când au venit prigoniri, când a venit un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului. Dar ce nu era plin cuvântul de avertizări la faptul că vor veni necazuri, că vor veni prigoniri? Ce a crezut el când a intrat pe ușa bisericii? Că noi ăștia din biserică suntem scutiți de necazuri, suntem scutiți de prigoniri, că dacă plouă cu grindină peste grindinile noastre nu plouă, că noi nu avem nevoie de asigurare la mașină, că noi nu facem niciodată accident, că noi nu ne îmbolnăvim niciodată, ce a crezut? De ce s-a așteptat ca viața lui să fie un continuu, o continuă dezvoltare, o continuă bucurie, o continuă împlinire, fără necazuri, fără momente dificile, fără prigoniri din pricina cuvântului? De ce s-a așteptat la asta? S-a așteptat la asta pentru că doar asta a citit, doar asta a căutat, doar asta a văzut. Era gata să trăiască în minuni cu Domnul, dar nu. Nu este gata să trăiască și prigoană cu El. Era gata să vadă semne mari cu Domnul, dar nu. Nu era gata să sufere împreună cu El. Și când suferința bate la ușă, se comportă de că parcă a fost trădat. Dar nu. El nu vrea asta. El vrea doar ce îi convine. Nu se supune textului. Nu lasă ca textul să dicteze și nu, Dumnezeu nu este stăpân, ci doar binefăcătorul Lui. Când Dumnezeu încetează, se mai aducă în viață binefaceri sau când peste el vin necazuri și Dumnezeu nu ne înlătură imediat, fuge. Fuge. Încântatul este cel care alege doar ce îi convine. Ba mai mult, încântatul este impulsiv. Ia decizii repede, bazate pe sentimente de moment. Nu stă prea mult pe gânduri, este cu adevărat impulsiv. Și impulsivitatea asta îi dăunează. Este un om care nu are timp ca celălalt. Pentru rădăcini, pentru profunzimi, pentru stabilitate. Remarcați, am subliniat în timp ce citeam din nou textul, repetiția acelui cuvânt. În dată. În dată. În dată s-a plăcăit. În dată s-a despocăit. În dată i-a plăcut cuvântul lui Dumnezeu. În dată nu i-a mai plăcut. La el, cuvântul de bază, cuvântul cheie, după care poți interpreta cel mai ușor, este în dată îndată. Spurgeon, se zice despre marele predicator Spurgeon, că de teama acestui îndată nu făcea niciodată chemări la altar. Niciodată. Deci era prințul predicatorilor. Poate unul dintre cei mai mari evangeliști pe care i-a văzut lumea în ultimii 2-300 de ani. El nu făcea niciodată chemări, ci le zicea de fiecare dată. Dacă astăzi, dacă în seara asta Domnul ți-a vorbit, te rog să mergi acasă, să te gândești la asta și mâine dimineață ne vedem la birou, trebuie să treacă o noapte peste tine, să nu fie acel îndată. Nu-mi trebuie sentimentalisme. Eu vin să-ți cer, să-ți schimb toată viața. Eu vin să-ți cer, să-ți predai toată viața. Iar asta este o decizie de toată viața. Nu poți, depozi pe alta. Du-te acasă. Gândește-te bine la ce ai de făcut și mâine dimineață vin la birou să stăm de vorbă. Și spune istoria că niciodată, Spurgeon, n-a fost lipsit de oameni care să-l aștepte la ușa biroului în dată. Cel încântat în dată. În dată face totul. Unul dintre mari teologii ai lumii noastre spunea că el creștinismul este o călătorie lungă în aceeași direcție. Nu are loc de îndată. O călătorie lungă. Dar lungul acestei călătorii vei întâlni foarte multe momente de bucurie. Foarte multe momente de cer. Foarte multe momente în care Domnul te va ridica pe aripi ca de vultur. Și de-a lungul acestei călătorii vei cobori adeseori în valea umbrei morții. Adeseori nu vei ști pe unde să mai scoți, dacă o vei putea scoate. Dar la capătul drumului vei vedea că Domnul te-a condus printre valuri, printre stânci de granit. Tu trebuie să rămâi credincios Domnului tău, în totul lui tot să fii al domnului tău. Nu există loc de îndată. Dacă vrei să primească cuvântul rădăcină în tine de la o parte îndată, nu te aștepta la soluții miraculoase, ci vină cu o acribie, urmează-l pe Dumnezeu și așteaptă cu răbdare ca Dumnezeu să-și facă lucrarea în tine și vei vedea, vei vedea minuna lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu. Cel încântat caracterizat de îndată primul superficialul, caracterizat de agitație, de insensibilitate și de slăbiciune. Cel încântat, caracterizat de faptul că își ia, alege doar ce convine din text și este supus, este atât de impulsiv, supus doar sentimentelor lui. Mergem mai departe, versetul 7 și interpretarea în versetul 22. O altă parte a căzut între spini, spinii au crescut și au necat-o. Iar interpretarea sămânța căzută între spini, este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor acest, înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Eu l-am numit cel ocupat, cel ocupat, sămânța căzută între spini. Progresia crește și de data asta. Avem de-a face cu un pământ, cu un personaj care nu este superficial, care nu se încântă repede, este un om care are care a auzit, a crezut textul și a înțeles cuvântul. Și el este în grija lui Dumnezeu. Și cel ocupat și solul acesta primește sămânță, și sămânța este bună. Rodește, nu în cele mai prielnice condiții, dar încolțește și crește. Și aici este marea problemă. Crește, dar crește simultan cu altceva. În același timp în care crește sămânța, lângă ea mai crește ceva. Crește niște plante mai dure, mai perfide, otrăvitoare. La început, plantele astea păreau bune. La început păreau. Uh, ușor de dat la o parte. Păreau că nu vor genera probleme însemnate. Doar cu timp, pe măsură ce sămânța a crescut, au crescut și plantele astea și au devenit tot mai aprige, tot mai dure, tot mai împotrivitoare seminței. La început părea că totul este în ordine, dar după aceea constați că plantele astea, care au crescut odată cu sămânța, ocupă locul seminței, mănâncă din resursele seminței, iau din aerul seminței, înăbușă sămânța. În nebușă sămânța. Crește sămânța, dar crește simultan cu altceva. Care sunt caracteristicile acestui om? El crede, dar crede cu reținere. Spre deosebire de cel încântat, care și-a și din text doar ce îi place, cel de aici nu și-a și din text ce îi place, ci din contră și parcă seamănă cu noi românii. Obișnuiți venind dintr-unul de cele mai cumplite experimente psihosociale care au existat vreodată, făcute pe o națiune întreagă, ne-am obișnuit să ne luăm partea rea, să vedem partea goală. Omul ăsta ia doar partea grea, dificilă. El crede că Hristos a murit pentru el. El crede că Hristos l-a mântuit. El crede că este săpat în palmele lui Dumnezeu. El crede că Dumnezeu îngrijește de el. Le-a văzut, le crede, le înțelege, le citește text, dar doar până aici crede. Nu crede că Dumnezeu se poate îngriji de el la nivel de zi cu zi, nu crede că Dumnezeu poate să îngrijească de el în plan material, nu crede că Dumnezeu îl vede, îl pricepe, îl înțelege, îl, este deasupra lui ca un stăpân bun, care are grijă de nevoile lui, nu crede, nu crede că viața lui e înaintea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu îi numără pașii vieții lui de pribeag. Nu crede că Dumnezeu a numărat perii din cap. Nu crede. Crede că ce privește biserica, ce privește predica, pe toate le crede, dar sunt pentru viața de atunci și de acolo. Pentru viața de aici, trebuie să se lupte el. Și pentru că trebuie să se lupte el, cade în cele două probleme pe care textul le spune. Ori naște îngrijorări, ori pentru că s-a îngrijorat și a ajuns la răspunsuri, cad în capcana bogăților. Se pune și muncește. Se pune și muncește, pentru că nu crede. Nu crede că Dumnezeu îi pasă de el. Se pune și muncește și în urma muncii are două posibile efecte. Unu, rămâne sărac toată viața și ca atare supus îngrijorării toată viața. Sau doi, la un moment dat munca lui produce atât de mult încât devine bogat. Și pentru că devine bogat bogăția în năbușă, săvânța. El crede, dar crede cu reținere. Crede că Domnul a plătit cu sânge, dar nu crede că îi măsoare pașii. Crede că Dumnezeu l-a mântuit, dar nu crede că îi strânge lacrimile, că pasă. îi pasă. În îi neacă credința, îi ocupă timpul, îi dizolvă pasiunea și încet, încet îl face neroditor munca, ocupatul, îngrijorarea pentru ziua de mâine. Permiteți-mi să fac o pauză. Este printre noi în seara asta cineva îngrijorat pentru ziua de mâine? Aș vrea să vă spun, nu știu ce va fi mâine. Pot, vor crește probabil taxele. Probabil că va veni o criză. Nu știu și sincer să vă spun, nu-mi pas. Pentru că eu știu că noi toți suntem în palmele lui Dumnezeu. Eu știu că Domnul îngrijește de noi. Eu știu că lui Dumnezeu îi pasă și indiferent de ce va veni peste România, nu aș vrea să se schimbe, dar indiferent de ce va veni peste România, eu știu că Domnul ne iubește. Nu lăsați ca îngrijorarea să distrugă cuvântul. Nu lăsați ca îngrijorarea să năbușe cuvântul. Nu lăsați ca goana, după a avea o viață liniștită, să distrugă, să vă fure timpul, pentru a crește cuvântul în inima dumneavoastră. Faceți acest exercițiu, depuneți acest efort, ca din timp în timp să vă opriți, să oferiți timpul cuvântului, timp, resurse, energie, disponibilitatea inimii, ca să puteți cu adevărat să ajungeți la rod. Și zic, Doamne ajută-ne și toată biserica, zice, amin. Prima problemă a omului ăsta este că el crede cu reținere. Și mai are o problemă. Spune, Apostolul Pavel, la un moment dat, fie vă groază, Roman 12 cu 9, fie vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Eu cred că el a avut o problemă cu asta. Nu i-a fost groază de rău. Nu i-a fost. Când a văzut că cresc rădăcinile alea, plantele alea, trebuia să le smulgă la vreme. Trebuia să știe că acela este un rău în viața lui. Un rău care nu are ce căuta acolo. Și trebuia să-l depună eforturi pentru a le smulge. Când a văzut că se îngrijorează prea tare într-o noapte de nesomn, a trebuit, ar fi trebuit să ajungă la concluzia cine sunt eu? Sunt copilul lui Dumnezeu și ce promite Biblia pentru mine? Îi prom îmi promite că sunt în palmele lui. Nu îmi promite bogăție, dar îmi promite că nu voi muri de foame. El care îmbracă crinii de pe câmp, mă va îmbrăca și pe mine, chiar și în vreme de război. Spunea Anița Nandrașculda în cartea sa 20 de ani în Siberia. În 20 de ani petrecuți împreună cu cei doi fii săi în Siberia, când a mâncat rădăcini de copaci, când și-a făcut haine din rafie de sac. Spunea Anița din timp în timp că Domnul, Domnul îngrijește de ea. Dacă am îngrijit de ea în Siberia, credeți că nu îngrijește de dumneavoastră România? aveți încredere în Dumnezeu aveți încredere în Dumnezeu aveți încredere că vă ține în palmele sale aveți încredere că îi pasă și îți multeți rădăcina în noaptea aia trebuia să-ți spui dacă El promite asta eu nu vreau să mă transform într-un om care este copleșit de grijorare care este doar focalizat pentru a, pe a avea, pentru a face trebuie să pun capăt asta și să mă încredințez palmelui lui Dumnezeu să-ți mulg Rădăcina asta. Trebuie să o smulg, să fie groază de rău și să mă lipesc tare de bine. N-a făcut asta. Și pentru că n-a făcut asta, prea ocupat să se îngrijoreze, prea ocupat să se lase înșelat de bogății, nu a făcut curat în grădină. Și pentru că n-a făcut curat în grădină, la un moment dat, buruienile au destrus mânță buruienile au distrus sămânța. Dacă este ceva care vă îndemn această seară, este să faceți o analiză vieții dumneavoastră, să vedeți, există buruieni? Ucideți-le de vreme. Scoateți-le de vreme afară din grădină. Faceți ceea ce Domnul vă cere. Aveți încredere în Dumnezeu. Primul, cel, cel superficial, al doilea, cel încântat, al treilea, cel ocupat. Și încheie în această seară cred că m-am dus prea mult. Cer tare. Încheie în această seară cu ucenicul. Ucenicul. Versetul 8. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod. Un rod, un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Și interpretarea, iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod, un grăunte de 100, altul 60, altul 30. Remarcați, Aici, imensitatea pe care Domnul o dă rezultatului, rodului. Deci, că o sămânță adus 100. Este enorm. Este mult, foarte mult. Dar Domnul folosește această exagerare aproape pentru a sublinia cât de importantă este sămânța, cât de puternică este sămânța și ce fel de rod poate aduce sămânța într-un pământ bun. Sămânța poate aduce un rod însemnat, un rod aproape copleșitor. Cuvântul, o inimă predată cuvântului Dumnezeu, este o inimă care va cunoaște explozia, o inimă care va cunoaște cu adevărat dezvoltarea, o inimă care va cunoaște cu adevărat o viață împlinitoare, folositoare pentru ceilalți și roditoare pentru cer. Tot ce trebuie să facă este să se dea cuvântului Dumnezeu. Să o înțeleagă. Să înțeleagă în cartea asta să se dea cu toată inima, cu toată puterea, cu tot sufletul acestei cărți, să se dedice cărții astea. să creadă în Dumnezeul acestei cărți, să lase cartea asta să crească în el, să prindă rod, să prindă rădăcină și să facă rod în viața lui. Ucenicul, remarcați în cuvintele Domnului ce e important. El nu zice doar că aude cuvântul, ci zice că aude și îl înțelege. Și îl înțelege. Și îl înțelege. Ca să înțelegi ceva, trebuie să depui efort. Ca să înțelegi ceva, trebuie să ai plecare. Ca să înțelegi ceva, trebuie să-i oferi acelui text pe care îl citești timp. Timp. O știți, eu mă ocup de carte. De vreo 20 de ani mă ocup de carte. Vin adeseori oameni la librărie și mă întreabă, eu vreau să citesc. Unii dintre ei au ajuns în etape în care e obligatoriu să citească pentru că altfel își pierd locul de muncă. Vreau să citesc, dar mă ajută cu ceva. Mă uit la ei și spun, astăzi nu. Nici mâine. Dar dacă vei citi începând de azi, peste cinci ani vei fi alt om. Lectura are acest efect. Ea picură într-o într fântână uscată. Ea nu vine ca un șuvoi. Ea picură. Dar dacă o lasă să picure în fiecare zi câte 30 de minute, la capătul anilor, 2, 3, 5 ani, vei avea o fântână plină trebuie să o lași să picure. Trebuie să-i dai timp. Și așa este și cu această carte. Vie, sfântă, sacră, a cărui Dumnezeu este tot timpul prezent când îl citești, a cărui autor tot timpul îți modelează inima. O carte diferită de toate cărțile care au scris, fost scrise vreodată. O carte în fața căreia se pleacă toate cărțile. Cu cartea asta trebuie să-i oferi timp. Trebuie să-i oferi disponibilitatea ta. Trebuie să-i oferi din energia ta. Altfel, nu. Altfel, nu. Nu va funcționa. Nu vei prinde în viața ta, nu va prinde rădăcine și nu va aduce rodul acela. Eu nu zic că nu vei fi mântuit, eu nu zic că Domnul nu te va duce în cer, eu nu zic că Domnul nu ți-a iertat păcatele, eu nu zic că Domnul n-a întins mâinile la calvar pentru tine, dar mă întreb. Nu pot să nu mă întreb ce ar fi fost viața ta dacă ai fi crezut cartea asta, dacă ai fi studiat cartea asta, dacă ai fi înțeles cartea asta. Cum ar fi fost viața ta? Ce decizii ai fi luat? În ce direcții te-ai fi dus? Ce fel de grădină ar fi fost viața ta? Pledoaria mea din seara asta nu este citiți ca să fiți mântuiți, ci pledoaria mea este citiți, studiați cuvântul lui Dumnezeu iubiți cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca împreună să cunoaștem rodnicia, împreună să avem o grădină frumoasă, să ajungem să trăim planurile pe care Dumnezeu le are cu privire la noi. De aceea, de aceea trebuie să citim. Mi-am scris aici un citat, un citat pe care vreau să vi-l las la încheiere. Unul dintre mari gânditori creștini din epoca noastră scria despre Cuvântul Lui Dumnezeu câteva cuvinte frumoase cu care vreau să închei și eu. m am gândit, zice el, de multe ori, că nu aș ști cum să-mi trăiesc viața fără înțelepciunea Cuvântului Dumnezeu. Nu aș ști, pur și simplu. Numai, nu aș ști cum să fiu un om responsabil fără înțelepciunea Cuvântului Dumnezeu. Nu aș ști cum să fiu soț, tată, vecin, prieten, membru al Trupului Hristos, cetățean sau lucrător, fără Biblie. Fără Scriptură nu aș, putea face, nu aș putea face diferența dintre bine și rău. Fără adevărurile cuvântului nu aș ști cum să înțeleg suferința. Mai citesc o asta. Fără adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Nu aș ști cum să înțeleg suferința și cum să reacționez la ea. Fără scriptură aș fi confuz cu privire la identitatea mea și cu privire la scopul vieții mele, fără cuvântul lui Dumnezeu, nu aș ști cum să abordez banii, succesul, puterea sau laudele, fără Biblia mea, nu aș avea cunoștință despre, despre păcat și nu aș înțelege niciodată adevărata dreptate. Fără cuvânt, aș pretinde de la oameni și de la lucrurile materiale să facă pentru mine ceea ce n-au puterea să facă fără cuvânt, aș fi ignorant cu privire la nevoia mea de mântuire, de împăcare cu Dumnezeu și restaurare. Fără Biblia mea, nu aș înțelege ce înseamnă să iubești cu adevărat și nici n-aș ști ce trebuie să urăsc. Fără cuvânt, nu aș avea de urmat nicio lege înțeleaptă și sfântă și n-aș avea parte de niciun harmăreț care să-mi dea speranță. Întreaga înțelegere a vieții mele a fost modelată de înțelepciunea care se găsește între primul și ultimul cuvânt, capitol al Scripturii. Biblia mea, spunea el, este prietenul și partenerul meu de viață. Biblia mea este cel mai înțelept și mai credincios profesor al meu. Biblia mea este mentorul și ghidul meu. Biblia mea mă confruntă când greșesc și mă mângâie când am frământări. Cuvântul lui Dumnezeu m-a transformat într-un student avid. Și câtă vreme voi trăi pe acest pământ? Nu voi renunța să o studiez. Închei cu vorbele acestea. Câtă vreme voi trăi pe acest pământ. Nu voi renunța să o studiez. Lipește-mi, Doamne, sufletul, ziceți noastră, de Tine. Amin.